Salut și bine ați venit la un nou canal de Football Manager dedicat în limba română. Astăzi vă voi prezenta o nouă carieră, după cum puteți vedea, cu Steaua București. După cum foarte bine știți, după scandalul cu FCSB, armata și-a reînființat secția de fotbal <coughs> și... Steaua a început încă din Liga 4 după din 2017, dacă nu mi-a bine, bine, minte, și uh, au ajuns, iată, în 2021, în Liga a doua, sub conducerea lui Daniel Oprița, pe care eu l-am înlocuit. În media prediction este de locul 1, ceea ce, având în vedere lotul pe care îl avem, nu știu dacă va fi totuși posibil de, de realizat, mai ales pentru faptul că din, din câte am văzut la început, bugetul de transfer este 0 și bugetul de salarii este și el uh, la limită. Deci dacă nu vom vinde pe cineva, nu putem să, să aducem jucători noi. Club culture, sign players under the age of 33 for the first team Asta nu știu dacă o să fie sau nu o problemă pe viitor, pentru că este desired. Deci asta înseamnă că în mod normal uh, suntem judecați destul de aspru dacă nu îndeplinim acest, uh, această cerere a, cu, uh, a celor din conducere Și uh, după cum am învățat de la bursucul Dan Petrescu, fără jucătorii de peste 30 de ani nu poți să faci mare treabă în România Bine, glumesc, EFM. Dar uh, s-ar putea să fie o problemă asta, și aici work with payroll budget and, și sign players, to sell, uh, sign players to sell for profit. Asta merge mână-mână cu asta. De sign players under the age of 23. Dar uh, cea mai mare problemă este și faptul că. Nu știu dacă se va vedea, dar. Uh, noi nu avem uh, uh, un youth facility foarte bun, ceea ce înseamnă că jucătorii care vor veni nu sunt extraordinari. Stefan Pacionel, aparent, ne este sugerat ca, un, ca fiind un jucător ce ar putea să uh, fie de folos pentru prima echipă. Good training facilities, ceea ce e foarte ok. Poor youth facilities și Limited Youth Recruitment, astea sunt două chestii la care va trebui cu siguranță cu siguranță să lucrăm și să aducem la standardele de Liga 1. Aceasta va fi echipa cu care vom începe campionatul n arată rău n rău pentru că avem aici un, un nucleu de jucători care, deși majoritatea sunt în, în vârstă, aproape toți sunt trecuți de 30 de ani, în afară de 1, 2, 3 și cam atât. Deci, asta înseamnă că o să avem probleme pe viitor dacă nu reușim să-i înlocuim, să mai ales pe Liviu Băjenaru și pe Vali Bărbulescu. E clar că ei doi o să fie probabil de folos doar în acest sezon și din sezonul următor o să trească să facem ceva să ne locuim. Emilian Pacionel, un jucător ce pare că are potențial destul de bun, dar având în vedere că nu știu cât de mult va și juca pe acolo pe stânga pentru că l-avem pe Alexandru Zaharia, nu știu dacă se va putea dezvolta la fel de bine pe cât prezic a antrenorii, stafful nostru. Din punct de vedere al tacticii n-am făcut mare lucru pentru că, având în vedere că suntem în liga a doua, nu cred că ar trebui să avem foarte multe instrucțiuni pentru fiecare dintre jucători. sunt destul de mulțumit cu Buhăiescu ca fiind o opțiune în spatele lui lichipirliu, dar având în vedere că alți atacanți nu mai avem în afară de ei 12 pe care să ne și putem baza, pentru că nu mai avem și pe Cezar dar în niciun caz băiatul ăsta nu are absolut nicio șansă să joace, decât dacă, doamne ferește, se întâmplă să avem accidentări sau mai știu eu ce. Um, deci din cauza că i-am doar pe Buhescu și pe Chipirliu, nu sunt foarte tentat să joc cu doi atacanți, mai degrabă a aș juca așa, 4-2-3-1, exact cum era Bestilevanul prezentat. Um, în rest, per uh, totuși să reușim să și mișcăm ceva pe partea de, de transferuri Pentru că asta ar fi destul de important, dar după cum spuneam Nu avem foarte multe speranțe aici Și având în vedere că abia am venit la club Nu cred că putem să cerem uh, season Transfer Budget Și Transfer budget de acum Deci în niciun caz uh, pe ul Din punct de vedere al uh, al programului, avem aici câteva uh, amicale ce au fost deja programate. Și uh, în caz că nu se întâmplă absolut nimic interesant în perioada asta uh, cu cu amicalele, atunci probabil că o să o să vin direct uh, cu primul meci din uh, acest sezon de Liga 2 cu Cicereda Si Și ajungem în sfârșit și la primul meci din, din acest sezon. După cum vedem, toate echipele au jucat înaintea noastră, noi suntem ultimul meci din prima etapă. Din punct de vedere al transferurilor, nu s-a întâmplat foarte mare lucru. Um... Au fost toate aceste transferuri sunt deja au fost deja făcute atunci când am ajuns la la echipă. Am reușit să împrumut trei jucători: Luca Andronache, toți trei de la faru, Luca Andronache, Remus Mihai, care din păcate s a și accidentat, și Nicolas Popescu. Motivul pentru care am reușit să-i aduc a fost pentru că farul a îngăduit să fie împrumutați fără a le plăti salariul, deloc, după cum vedeți aici, 0 dolari per year. Altfel, dacă nu se întâmpla chestia asta, nu am fi putut să aducem pe vreunul dintre ei și motivul pentru care i-am adus pe acești jucători a fost faptul că toți au 18 ani și sunt eligibili pentru regula de under 18 pe care există în Liga 2. Trebuie să avem cel puțin un jucător de under 18 care să joace în, în primul 11 și unul care să fie under 20. Bine, evident că dacă e under 18, e și under 20, deci dacă ai un jucător care se, dacă este eligibil pentru această regulă de under 18, deja e eligibil și pentru a de under 20. Și noi nu aveam niciun alt jucător care să poată să facă chestia asta, în afară de, din câte mi-aduc eu aminte, de Pacionel, dar Pacionel era doar under 20. Uh, în rest, schimbări în echipă nu sunt deloc, în schimb, în tactică avem câteva schimbări, pentru că uh, oarecum era nevoie ca să putem să uh, includem uh, pe băieții ăștia tineri cel mai probabil Buhescu nu va juca în acest meci și va fi Antoranache acolo, nu știu dacă ba, cred că e mai bine să facem așa passing destul de ok pentru pentru Bogdan Chipirliu și asta înseamnă că în locul lui Buhescu o să intre o să intre, o să intre, o să intre Alexandru Zaharia și cam asta ar fi primul 11 în primul meci de campionat uh, primul 11 după cum v-am zis cu Elie, Beța, Wallace, Călințaru, uh, Bărbulescu și cu Bojenaru la mijloc împreună cu Adri Popa uh, Alex Zaharia, Bogdan Chipiriu și Luca Andronache în atac Adi Popa, uh, un fault turât la Chipiriu, oh, cred că și-a roșu, oh, Robert ala cred că se citește, și a luat direct roșu, ceea ce un semn bun, având de vedere că e primul meci din campionat. Wallace, gol! Wallace deschide scorul pentru Steaua dintr-o lovitură liberă pe care a bătut-o Liviu Bojenaru și imediat după ce echipa de a Ciuc și-a luat roșu, nu reușim să deschidem scorul printr-o lovitură de cap foarte bună a lui Wallace. Încă o șansă pentru Steaua. Un corner, tot o fază fixă. Liviu Băjenaru, uu, uh, Călințaru, aproape, aproape să rea pe poartă. Îmi, pare, îmi place că suntem destul de buni pe faze fixe din câte vedem în, startul ăsta de meci. A, ah, o să nu spui că ăștia o ocazie când sunt în 10 oameni. Uf, Jebarii trimite peste poartă. Nu cred că a fost o ocazie chiar de mare, dar... Wallace pentru Adipopa Kipirliu n-apoi la Vali Borbulescu deja Zaharia e terminat cred că la pauză o să trească să-l schimb Adipopa cu centrale pentru Zaharia Andronache și este gol 2 la 0, Luca Andronache băiatul împrumutat de la Faro deschide scorul pardon, nu deschide scorul, face 2 la 0 ne mărește avantajul la pauză avem 2 la 0 de aici de pe status se vede clar că cei de la CCR nu au avut absolut nicio, nicio șansă prea mare, doar acelul uh, acel de cap al lui Jebari, cred că a fost aici în nu știu ce de minut ar fi asta, dar oricum nici asta n-a fost o ocazie prea mare. Sunt fericit, băieții sunt fericiți, cred că sunt gata să înceapă repriza a doua. Trebuie să facem o schimbare aici, Alexandru Zaharia e clar că nu mai poate ăsta că să cred că să-l bag pe pe Pacionel. Pentru că este un jucător care nu știu dacă o să prindă extra de multe minute, având în vedere că avem și pe Huiban și pe și pe Zaharia și atunci măcar acum când Zaharia e super obosit să se dăm câteva minute și lui Pacionel, mai ales că avem 2-0 și Mercuriaciuc este în 10 oameni. Încolo vitro liberă. Olivio Oliviu Bojenaru. Bojenaru direct pe poartă și în plasa laterală. Wow, foarte aproape. Trebuie să mai facem o schimbare aici. O să-l băgăm pe Razdan în locul lui, lui Adi Popa. Vali Buhăescu. nu, no, am uitat ca e super obosit. bagăm băgăm pe Bacter în locul lui Beța. Și la finalul meciului avem un rezultat pozitiv 2 la 0 împotriva celor de la Miercurea Ciuc. Deși să nu uităm că au luat roșul în minutul 8 și apoi în fix faza următoare s a deschis scorul și apoi Luca Andronache a marcat și el pentru 2 la 0. Nice work, good job, well done. Așadar încheiem prima etapă cu o victorie împotriva celor de la Mircurea Ciuc. Uh, mai departe, cred că voi juca încă 4 1 2 3 meciuri. Voi juca încă 3 meciuri. De fapt, nu, o să joc 4 meciuri uh, pe care nu le voi filma. Și în episodul următor o să revenim cu meciul de la cu meciul cu Cluj, pe care îl jucăm acasă și cu primul meci din Cupa României, prima rundă. Evident, o să vă arăt uh, rezultatele din meciurile cu Dacianul la cu Metal Globus, cu Vitoru și cu Poli uh, Și după aceea vom Trece la meciurile Cu Cluj Și cu Oricine Ne va pica în Cupa României Tragerea la, la sorți încă nu a avut loc Sper că v-a plăcut acest episod, Poate să fie probabil un episod ceva mai micuț pentru că Mare parte din uh, Din uh, ce ar fi putut să vă arăt de fapt nu s-a întâmplat pentru că, v-am spus, cu transferurile a fost mai greu. Și oricum, jucătorii pe care am adus să ia trei de la farul nu sunt niște jucători foarte interesanți. Și eu, pentru faptul că am jucat un singur meci, dar din episodul următor o să jucăm două meciuri și probabil că o să o să undeva pe la vreo 15-20 de minute.